avem această distinție pentru domnul Mircea Diaconu, premiul din partea ICR, și acesta este trofeul festivalului Serile Filmului Românesc, ediția cu numărul 7. Doamna Nistor, vă rog frumos, dumneavoastră, din partea echipei ce organizează acest eveniment de 7 ani la Iași. Domnul Diaconu, le spuneți ceva? Uitați, a fost așa o zi în care când eram în armată, soldat, o să spun, și m-au chemat la vorbitor. Și acolo, la vorbitor, m-așteptau doi băieți. Și unul era Alexandru Tatus și unul era Dan Pița. Și mi-au adus o bere. Eu nu beam bere, cred că aia a fost prima bere pe care am băut-o. Nu sunt foarte sigur, dar nu contează. Și un scenariu. Deci mi-au adus o bere și un scenariu. Scenariul era acesta. Și eu mai aveam vreo lună și jumătate de armată și terminam în armată. Și, mă rog, a fost o plăcere, am vorbit prostii, nu știu ce, și eu am rămas cu scenariul să-l citesc în noaptea. Și noaptea eram de gardă. Și păzeam nu știu ce. Țar, abandonat. Acolo, niște butoaie cu pistolul mitralieră și tot ce cred. Și cu scenariul la mine. Când s-a făcut dimineața, vă la 4 jumate, așa că era mai spre vară, am scos scenariul și am început să citesc. Și l-am citit și l-am citit și la un moment dat am început chiar să-l lucrez exact monologul ăsta, cearta cu directorul, asta de pe scări. Și eu lucram într-un fel, asta e stilul actorului, nu citește simplu, dă din mâini, din picioare, bine. Și la un moment dat am auzit niște zgomote, cineva făcea niște semne, s-auzea ceva. Am întors un alt coleg al meu de la capul celălalt al blocului, făcea niște semne. Nu înțelegeam și m-am întors. Când m-am întors, la un metru de mine, în fața mea, era un ofițer superior, colonel, care s-a uitat la mine înmărmurit, stare de piatră. Am făstăcit, am încercat să-i dau raportul și mă bâlbâiam, eram într-o stație răpărută. Și el zice, ce face lev? Îmbețe engleză în post? Mi s-a părut mai rezonabil să înveți engleză în post decât să... Ce? Că nici nu știam ce să explic ce făcea pe acolo. Și a zis, predai arma și vii la comandantul unității. Am predat arma și m-am prezentat la generalul, comandantul unității. Am stat, m-a băgat înăuntru și am început să-i spună generalului cum, în post, nu apăr țara și așa mai departe, toate prostirele. Și am stat cu capul, a plecat, așa, vinovat, după care generalul a zis, bine, mulțumesc, a plecat și a rămas cu mine. Și ăsta mă cunoștea foarte bine când dădea bilete de voie să ies să joc spectacolele Teatrului Culandra. Și zice, ce s-a întâmplat, domnule, a început să râdă. Și am spus, am primit un scenariu de film și îl citeam, îl lucram, atâta tot, nimic altceva. A râs, s-a amuzat. Zice, e bun filmul? Da, zic, e scenariul foarte bun. Și zice, dar când începeți filmările? Și în clipa aia am făcut un lucru foarte urât. Habar n-aveam, nici când se intră în producție, mi-au dat doar scenariul, atâta tot. Nu știam nimic despre program. Și am zis, peste 2 săptămâni. Și eu mai aveam o lună și ceva de armată, ați înțeles. Și a zis, gata, pleci. Gata. Îți dau, vin, spui și pleci. Și mi-a dat drumul, cu aproape o lună mai devreme, din armată, am plecat și m-am dus la ei și am zis, acum face ceva cu mine, că... Adică... Și mi-a dat de treabă. M-au trimis la spitalul de urgență și o lună de zile am stat în spitalul de urgență, trimis de echipa de filmare, să mă documentez. Și ca să vă spun foarte sincer, mâinile de la operația de acolo, mâinile care operau, erau ale mele, să știți, nu erau ale altuia. Și tot ce făceam, făceam eu. Și am făcut cu mare pasiune totul, iar Dan Pița a fost alături de Sandu, ca frații erau, de Sandu Tatos, asta spun, tot timpul. Și mai ales la montaj, cel puțin când s-a montat filmul, Dan cu uriașa avea experiență, deja, pentru că era primul film al lui Tatos, a fost salutar. Și filmul are ritm, trăiește și azi. M-a mirat întotdeauna longevitatea fenomenală acestei povești. Asta e. Mai departe scrie în carte. O să povestim despre acest film imediat, dar până atunci mai avem câteva momente pe care vrem să le mancăm.